Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj se va reforma din temelii. Am gândit o reorganizare care să pună accent pe beneficiari. Îmi doresc să avem un sistem de asistență socială cu mai puțin șefi și mai multă eficiență. Astfel, în calitate de președinte al Consiliului Județean, voi propune următoarele. Reducerea posturilor de conducere cu un procent de 70%, reducerea numărului de directori cu 60%, reducerea numărului de șefi de servicii cu 80%, reducerea structurilor existente cu un procent de 64%. Totodată, voi propune măsura creșterii posturilor de execuție realmente necesare funcționării acestei instituții cu un procent de aproape 14%. Consider că, după obținerea avizelor necesare, acest proiect de hotărâre de Consiliu Județean va putea fi supus și aprobat în plenul Consiliului Județean din luna august.